Bună tuturor și ne-am găsit la un nou video sam pentru voi, un clip în colaborare cu Farmec. Farmec a trimis mai multor blogherițe câteva produse, mai precis 5 la număr pentru a supraviețui în luna august, mai ales că lunii august se mai spune și luna lui cuptor. Și am primit o cartolină din asta tare drăguță pe care scrie misiunea noastră, supraviețuirea luna august. Ei mi-au trimis 5 lucruri esențiale care au crezut ei că ar fi mai mult decât suficiente în luna august. Ei bine, eu nu m-am putut hotărî la 5, am nevoie de o îngrijire mai complexă, așa că am venit cu vreo 10 produse aici să vă povestesc despre ele și să vă spun ce produse sunt nelipsite și sunt esențiale în luna august pentru mine. Primul lucru și este și cel mai ieftin lucru este vorba despre apă. Ei mi-au trimis, ați văzut și în vlogul în care v-am dus până în Felix, acest recipient pentru apă, scrie pe Gerovital H3 Derma Plus Sun. Neapărat trebuie să vă hidratați. Eu, din păcate, nu beau apă cât ar trebui, adică 2 litri minim, dar încerc și recuperez dacă nu a doua zi. Dar voi să nu faceți așa ca și mine, să beți 2 litri de apă. Mi-e destul de greu să beau apă, nu știu de ce. În fine, să trecem mai departe. Acum, un lucru esențial pentru mine este îngrijirea picioarelor. Pe timp de vară îmi place să port cel mai des fuste, nu prea port pantaloni scurți, mai mult rochițe, după cum ați spus să vedeți în clipurile mele, rochițe, fustițe, orice ce este scurt și atunci am nevoie de o îngrijire a picioarelor mai deosebită decât pe timpul iernii, să spunem așa. Și mi-am cumpărat, ați văzut la mine în alte clipuri de Empties, benzi depilatoare de la Farmec și cred că v-am arătat și crema depilatoare de la Farmec. Am găsit benzile astea noi, care nu le-am mai văzut până acum, probabil că sunt mai vechele, dar eu nu le-am observat, pentru corp, ceară albă și argan și arată așa, mie place foarte mult, iar banda asta care teoretic ar trebui să fie de hârtie la alte firme, poate așa v-ați obișnuit, și mie mi s-a părut destul de interesant. Chestia e că m-am descurcat destul de bine chiar și cu plasticul ăsta și ceara e foarte blândă. Eu am tenul destul de sensibil și pe picioare și mă înroșesc după ce mă epilez. După acestea nu m-am înroșit și au venit și cu șervețele din acelea cu ulei pentru îndepărtarea cerii și mi-a plăcut foarte mult, deci neapărat le voi recumpăra. Mi-a mai rămas doar o singură folie asta ca să vă arăt vouă așa. Și cremă de picioare hidratantă deodorant. Asta e din gama Happiness, aceea care miroase super bine și ne înveselește și care ați mai văzut-o la mine pe blog, dar această cremă de picioare nu ați mai văzut-o și vreau să vă spun, miroase extrem de bine. Zici că au făcut o dulceață de cais și au introdus-o aici în crema asta de picioare. Se absorbe destul de repede. Nu o folosesc zilnic, fiindcă, nu știu, uit câteodată, dar după fiecare duș mă fac cu ea și îmi și hidratează picioarele și mi le și protejează, ceea ce e un plus, dar oricum îngrijirea picioarelor este esențială pentru mine. Și după cum puteți să vedeți, acum că trecem la păr, vreau să vă spun că asta e cea mai utilizată freză de către mine, pentru că mor de cald, deci mi-a crescut părul foarte mult, e aproape până la buric și nu mă descurc cu el, adică nu am răbdare momentan pe căldura asta să îl coafez, să îl stilizez, așa că mi-am făcut acest, îmi cer iertare dacă deranjez pe cineva, cocuț, care mie îmi place și care funcționează cel mai bine. Așa, cum ar zice americanii, top knot. Dar e foarte simplu de realizat, nu cred că necesită un tutorial, dar am văzut că alte persoane au făcut. Dacă vreți să vedeți un tutorial, pot să vă arăt, e super simplu și rapid și rezistă toată ziua. Acum să trecem la păr. Știți că am testat din gama aceasta Argan Plus acel șampon și balsam, dar acela a fost doar cu ulei de argan, acesta este și cu jojoba și miroase la fel de plăcut, curăță la fel de bine părul, lasă la fel de moale și mătăsos, asta că are jojoba și are un alt miros, mai fresh, mai fructat, oricum. Dar acesta este pentru păr fragil și scalp sensibil. Vara tinde scalpul meu să fie mai uscat și se mai decojește, dar e foarte interesant doar în zona aceasta de aici din față. În spate n-am nicio problemă cu el. Acest șampon nu m-a deranjat deloc. Este foarte blând. Dacă aveți un scalp sensibil, puteți să-l încercați. Are un preț fenomenal, așa că nu aveți de ce să vă faceți griji.
Ok, și următorul lucru este un deodorant, este gelul Vital H3 natural, fără parabeni, fără alcool, fără triclosan și îmi place foarte mult, cred că mai am cam jumătate din el, îmi place enorm cum miroase și cum se comportă. Din celelalte trei, preferatul meu a fost Sapphire și Diamond, Pearl, așa, dar ăsta miroase la fel de bine ca și celelalte și îmi place mult cum îmi protejează. Nu lasă urme albe, e super fresh, proaspăt. Ah, asta îmi place foarte mult, sigur îl voi recumpăra. Iar următorul lucru de care vreau să vă povestesc este loțiunea de la Gerovital H3 Derma Plus, care e un concept farmaceutic, adică face parte din gama de dermatocosmetice. Ups. Și se găsește doar în farmacii, eu deja le-am găsit și știu că multe dintre voi le folosiți. El la îndemână vine cu o pompiță din aceasta și o puteți și bloca aici în caz că o duceți în geantă și nu vreți să vă curcă sau ce știu eu, aveți copii mici care se joacă. Puteți bloca foarte simplu recipientul și nu mai pulverizează. Așa, asta e cu protecție medie, 20 factori de protecție și îmi place că se absorbe foarte bine, scrie că e rezistent la apă, dar trebuie să așteptați să intre în piele cam 20 de minute, 15-20 de minute. E super light, n-are nicio textură unsuroasă. Cealaltă cu 30, care o, da, 30 parcă, pe care o am tot așa și pe aceea o folosesc, dar asta e mai la îndemână că sunt eu mai leneș așa puțin și îmi place să mă sprez. Dar și loțiunea e foarte bună, nu m-am ars absolut deloc cu ea, am și martori, deci pe unde nu m-am dat cu ea, pe picioare sau așa, mă credeți că m-am ars, dar pe umeri și pe mâini, unde sunt cea mai albă, așa, nu m-am ars absolut deloc, deci e super. Și după aceea am folosit și loțiunea după plajă, care și aceea îmi place, dar cel mai important e să aveți protecția asta solară. Să trecem la ten, am două produse despre care vreau să vă vorbesc și trebuie neapărat să le încercați, deci neapărat cel puțin asta, dacă nu doriți și ăsta la alt. Tot de la Gerovital sunt ambele, aceeași gamă H3 Derma Plus, bine, ăsta e de la Evolution și e un exfoliant enzimatic. Are o textură de cremă care după aceea se usucă mat pe ten și e super interesant. N-am simțit nicio pișcătură, furnicătură și așa mai departe, dar după ce am lăsat, pur și simplu a acționat ca așa o mască, am aplicat pe tot tenul și pe gât și inclusiv aici la baza gâtului și s-a uscat mat, după care l-am spălat cu apă călduță și am depărtat celulele moarte. Mi-a lăsat tenul super fin, nu mai aveam, punctele negre nu mai erau atât de vizibile și mi-a plăcut foarte mult cum a funcționat acest exfoliant enzimatic. Nu e deloc brutal pentru ten, dar nu este nici recomandată să folosi foarte des. Și acum, emulsia hidratantă matifiantă. Știți că v-am vorbit despre asta la altă din gama Gerovital Happiness. Ei, asta mi se pare mult mai eficientă pentru tenul meu și asta e foarte bună pentru mine, chiar cred că mai am jumătate, chiar am folosit-o. Nu lasă tenul atât de mat ca și asta. Asta nu prea merge sub machiaj, asta merge foarte bine sub machiaj, după părerea mea. Am folosit-o, e pentru ten gras, chiar și scrie pe ea. E super, îmi place foarte mult. Nu acționează atât de mult asupra porilor, adică nu veți vedea că porii devin mai mici, dar tot tenul este mat și pe parcursul zilei chiar este mat. Foarte puțin am observat aici, în preajma nasului, că lucea puțin și foarte puțin aici deasupra sprâncenelor. Dar nu e nimic grav, oricum cu puțină pudră se corectează, dar de asta am rămas super impresionată și îmi place foarte mult asta. Neapărat trebuie să o încercați dacă aveți un ten gras, mai ales pe timpul verii vă luptați cu excesul de sebum ca și mine. Asta a fost o descoperire super și e cea mai bună cremă de zi pentru momentul acesta. Ultima dată ce trebuie neapărat să vă arăt este un parfum. Și îmi place la nebunie să vă recomand un parfum național, un parfum românesc, tot așa de la Gerovital, care se cheamă Irresistible Woman, apă de parfum. Și are o sticluță de genul acesta, super interesantă, și parfumul îmi place maxim. Deci nu știu despre voi, dar eu deja luna trecută am terminat 3 parfumuri. Vara, parfumurile la mine trec, cred că, cel mai bine. Și are un amestec așa de vanilie, mosc, trandafir. E foarte dulce, dar foarte plăcut. Mai ales acum pentru vară, mie îmi place extrem de mult și vreau să vă spun că ține foarte bine, mai mult decât alte branduri pe care le-am mai folosit. Dar pe tenul meu se păstrează foarte mult și chiar inclusiv când am plecat
afară, pe stradă, în parc sau așa ceva, parfumul încă îl simțeam, ceea ce nu se întâmplă destul de des chestia asta la mine. Asta chiar mi-a plăcut și dacă puteți să încercați un astfel de parfum, îl găsiți la ei pe site, vă las linkul în descriere la toate produsele menționate aici și pe blog. Acestea au fost produsele mele esențiale pentru vară, pentru toată luna august. Sper să le și folosesc în toată luna august. Cu siguranță consumabilele vor trece. Parfumul îl voi mai ține puțin, nu am să abuzez chiar atât de mult de el. În fine, oricum, vreau să spuneți și voi ce produse folosiți cel mai des în luna august și fără de care nu puteți trăi pe timpul verii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, ne vedem pe blog și până data viitoare fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!